Și a pocăinței, eu ca un slujitor nevrednic, dar chemat și gânduit prin autoritatea
Domnului nostru Iisus Hristos, vă iert toate păcatele voastre în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cântați Domnului voi credincioșilui, lăudați memoria sfințeniei sale. Căci mânia lui ține o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara intră în casă plânsul, iar dimineața bucuria. Iar eu în bunăstarea mea am zis, nu mă voi clătina în veac. Doamne, prin bunăvoința ta m-ai așezat pe un munte puternic, dar când ți-ai întors fața de la mine, am fost cuprins de spaimă. Către tine, Doamne, am strigat și strig, și de la Dumnezeu meu am cerut îndurare. Ascultă-ne, Dumnezeule, pentru numele Fiului Tău cel scump, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Să ne încredințăm unitate și toată viața noastră din
Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Ție, Doamne, ajută-ne, mântuiește-ne, pacea Ta, Dumnezeul nostru cel milostiv. Doamne, ai milă de noi, Hristoase, ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ. Prima citire din această duminică, duminica botezului Domnului nostru Iisus Hristos, este din Cartea Sfântului Profet Isaia, în capitolul numărul 42, primele 7 versete. The Old Testament reading for the baptism of our Lord is from Isaiah chapter 42, verses 1 to 7.
Behold my servant whom I uphold, my chosen in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations. He will not cry aloud or lift up his voice or make it heard in the street. A bruised reed he shall not break, and a faintly burning wick he will not quench. He will faithfully bring forth justice. He will not grow faint or be discouraged till he has established justice in the earth, and the coastlands wait for his law. Thus says God the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it and spirit to those who walk in it. I am the Lord. I have called you in righteousness. I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nations, to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison those who sit in darkness. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Iată slujitorul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el, iar el va proclama dreptatea națiunilor. Nu va striga și nici nu va ridica vocea și nu se va face glasul să fie auzit pe stradă. Nu va rupe trestia zdrobită și nici nu va stinge fitilul de la candela care încă mai întunecă, ci va proclama dreptatea cu credincioșie. El nu va slăbi și nu va fi zdrobit până nu va așeza dreptatea pe pământ și insulele vor aștepta legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care a creat cerurile și le-a întins, care a făcut pământul și resursele lui, care dă suflare oamenilor de pe el și duc celor ce umblă pe el. Eu, Domnul, te-am chemat prin dreptate, te voi ține de mână. Te voi păzi și te voi face și voi face un legământ pentru popor și o lumină pentru națiuni, ca să deschizi ochii orbilor, se liberesc pe prizonieri din captivitate și din închisoare pe cei care stau în întuneric. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm împreună psalmul numărul 85, Psalm number 85. Lord, you are favorable to your land. You restored the fortunes of Jacob. You forgave the iniquity of your people. You covered all their sin. You withdrew all your wrath. You turned from your hot anger. Restore us again, O God of our salvation, and put away your indignation toward us. Will you be angry with us forever? Will you prolong your anger to all generations? Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your steadfast love, O Lord, and grant us your salvation. Let me hear what God the Lord will speak, for he will speak peace to his people, to his saints, but let them not turn back to folly. Surely his salvation is near to those who fear him, that glory may dwell in our land. Steadfast love and faithfulness meet, righteousness and peace kiss each other. Faithfulness springs up from the ground, and righteousness looks down from the sky. Yes, the Lord will give what is good, and our land will yield its increase. Righteousness will go before him, and make his footsteps away. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and will be forever. Doamne, Tu ai fost binevoitor cu țara Ta, i-ai dus înapoi pe cei captivi ai lui Iacov. Ai iertat nelegiuirea poporului Tău, i-ai acoperit toate păcatele.
ți-ai potolit toată furia și te-ai întors de la mânia ta. For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to the worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that, as it is written, let the one who boasts boast in the Lord. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Fraților, uitați-vă la chemarea voastră. Printre voi nu sunt mulți înțelepți potrivit standardelor omenești, nici mulți puternici, nici mulți de viață nobilă. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebunești ale lumii ca să-i facă de rușine pe cei înțelepți, și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să desfințeze lucrurile care sunt. Pentru că niciun om să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, datorită Lui, sunteți în Hristos Iisus, care a devenit pentru voi înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințenie și răscumpărare, pentru că așa este scris, cel ce se laudă, să se laude în Domnul. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Părinții, poartă-te cu robul tău după bunătatea ta și învață mângâierile tale. Eu sunt robul tău, dă-mi pricepe ca să cunosc în învățăturile tale. Aleluia! According to Saint Matthew, the third chapter. Glory be to thee, Lord. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. John would have prevented him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me?
But Jesus answered him, Let it be so now, for thus it is fulfilling for us to fulfill all righteousness. Then he consented. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. This is the gospel of the Lord. Glory to you, Lord Christ. Citirea din Sfânta Evanghelie pentru Duminica Botezului Domnului nostru Iisus Hristos este din Evanghelia Sfântului Apostol Matei de la capitolul 3. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan încerca să-l oprească, spunându-i, Eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Răspunzând, Iisus i-a zis, Lasă acum, căci așa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea. Atunci el l-a lăsat. După ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă și iată că s-au deschis cerurile și l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind asupra lui. Și iată a fost un glas din cerul care spunea, Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă lui Iisus Hristos! Să rostim împreună crezul bisericii noastre, crezul de la Nicea. Pe Duhul Dumnezeu, Tatăl Tău Puternicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, și Bunul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumina din Lumina, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de un ființă-l Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub omul jubilat, a hărtinit și s-a glumat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a zărit la cer și a vedea dreapta Tatălui și iarăși va veni în mulțime să judece pe cei vii și pe cei morți. A cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul cucere, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit, care a venit prin proroci și într-una sfântă, atot cuprinzătoare și apostolică biserică, mărturisesc umbătestuie iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului. Amin. Amin. Cântăm împreună hymnul numărul 3, The Hymn Number 3. Noi credem toți în Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, ce ne ajută unde-i greu, de îngerul dat în cânt. Thank you.
Christ Jesus, grace be to you and peace from God our Father and from our Lord and Savior Jesus Christ. Hai și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. On Christmas Day, we celebrate the birth of our Lord and welcome the Christ child into our human family. This past Friday, we celebrated Epiphany. At Epiphany, the same Jesus who joined our family on Christmas invites us to join his family. By a star, he guided Magi from a distant nation to their home in Bethlehem. Today, Jesus takes the theme of Epiphany a step further by inviting all sinners from all nations on earth to move into his spiritual home, namely the Holy Christian Church. He welcomes us into his house through the sacrament of holy baptism. It is from this fountain that we enjoy all the benefits that Christ has won for us through his obedience unto the cross. În ziua de Crăciun sărbătorim nașterea Domnului nostru și primim pe copilul Hristos în familia noastră umană. Vinerea trecută am sărbătorit Epifania. De Epifania, același Iisus care s-a alăturat familiei noastre de Crăciun ne invită să ne alăturăm noi familiei sale. Printr-o stea, El i-a ghidat pe magi dintr-o națiune îndepărtată până la casa lui din Betleem. Astăzi Iisus merge un pas mai departe, invitând toți păcătoșii din toate națiunile de pe pământ să se mute în căminul său spiritual și anume Sfânta Biserică Creștină. Hristos ne primește în casa lui prin sacramentul Sfântului Botez. În această apă ne bucurăm de toate beneficiile pe care Hristos le-a câștigat pentru noi prin ascultarea sa la cruce. In today's gospel, Jesus confirms that John's baptism in the Jordan River is legitimate and true, and thus establishes this washing of regeneration as the very passage into his messianic kingdom. When Jesus was baptized, he saw the heavens open, the Holy Spirit descending in the form of a dove, and the voice of the Father confirming that this Jesus is his beloved Son in whom he is well pleased. In the Old Testament, the people of Israel are called sons. Why? Because of their obedience to God's commandments. A son is an obedient son. Jesus is the obedient son in whom the Father is well pleased. În Evanghelia de astăzi, Iisus confirmă faptul că botezul lui Ioan în râul Iordan a fost legitim și adevărat și astfel stabilește această spălare a regenerării ca fiind chiar trecerea în împărăția lui mesianică. Când Iisus a fost botezat, a văzut cerurile deschise, Duhul Sfânt coborând sub forma unui porumbel și glasul Tatălui Său confirmând că acest Iisus este Fiul Său iubit în care își găsește plăcerea. În Vechiul Testament, evreii sunt numiți fii, din cauza supunerii lor față de poruncile lui Dumnezeu. Un fiu este un fiu ascultător. Iisus este Fiul cel ascultător în care Dumnezeu Tatăl își găsește plăcerea. So ask yourself, why is God pleased with his son standing in the Jordan? It's not simply because Jesus is the eternal Son of God. It's more because he approves of what is happening right here in the water of the Jordan. He is happy that Jesus is being baptized. By contrast, none of this pleased John, at least not at first. When Jesus comes to John, John tries to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and you come to me? But Jesus insists, because he is not there for himself, for his own good. If that were the case, then baptism would be nothing more than a bath, which is nothing to get excited about. But Jesus was there for us. De ce este mulțumit Dumnezeu că Fiul Său este botezat în Iordan? Nu este doar pentru că Iisus este Fiul Etern al lui Dumnezeu. Mai degrabă, pentru că El aprobă ceea ce se întâmplă acolo, în apă. El este fericit că Iisus este botezat. În schimb, nimic din toate acestea nu l-au încântat pe Ioan, cel puțin nu l-a început. Când Iisus vine la el, Ioan încearcă să-l împiedice, spunându-i, eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Dar Iisus insistă pentru că El nu este acolo pentru binele său,
Dacă ar fi fost așa, atunci botezul nu ar fi fost altceva decât o simplă baie, care nu are nimic ce să ne entuziasmeze. Dar Iisus a fost acolo pentru noi. According to the Gospel of John, when Jesus approached him, John the Baptist pointed to him saying, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." And here he was, the Lamb of God taking away the sin of the world. That's what's happening in the Jordan. Potrivit Evangheliei după Ioan, când Iisus s-a apropiat de el, Ioan Botezătorul l-a arătat cu degetul spunând, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și iată, într-adevăr, pe mielul lui Dumnezeu luând păcatul lumii, pentru că asta se întâmplă la Iordan. Jesus says as much, let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Now Jesus is not talking about that eternal righteousness that he has in himself because he is the only eternal Son of God. That righteousness that is in God. He's not talking about that. He's talking about a justice, a righteousness that has not yet been fulfilled because he is now only beginning to achieve it in our place. The righteousness that pleases God in today's gospel would take Jesus 3 years to perfect. And he certainly did perfect it through his perfect submission to the law of God, which had vexed and condemned us sinners for so long. We call this the active obedience of Christ. He earned it as well and paid for it in full through his bitter suffering and death on the cross. And this is what we call Jesus' passive righteousness. Iisus îi spune lui Ioan, lasă acum căci așa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea. Iisus nu vorbește despre acea dreptate veșnică pe care o are în sine pentru că este singurul Fiul Etern al lui Dumnezeu. Vorbește despre dreptate care încă nu s-a împlinit, una pe care abia acum începe să o împlinească în locul nostru. Neprihănirea care îi place lui Dumnezeu în Evanghelia de azi i-a luat lui Iisus încă 3 ani pentru a o desăvârși. Și cu siguranța desăvârșită prin supunerea sa perfectă față de legea lui Dumnezeu, care ne-a condamnat pe noi păcătoși atâta timp. Numim aceasta ascultarea activă a lui Hristos. A câștigat-o de asemenea și a plătit-o pe deplin prin suferința sa amară și prin moartea pe cruce. Iar noi numim aceasta ascultarea pasivă a lui Hristos. This perfect obedience was both what he did and what he suffered. And Jesus offered this to our Father in our place. Or as we say, vicariously. Hence we call it vicarious obedience. It is as Paul says in 2 Corinthians chapter 5, he made him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in him. Această ascultare de săvârșit a fost atât ceea ce a făcut cât și ceea ce a suferit. Iar Iisus a oferit-o Tatălui Său în locul nostru, după cum spunem, în mod indirect. Prin urmare, o numim supunerea lui vicarială sau supunerea lui înlocuitoare, după cum o explică Sfântul Paul în 2 Corinteni, capitolul 5, unde citim astfel. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, l-a făcut păcat pentru noi, ca să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Thus, the baptism of Jesus is also a vicarious baptism. In it, our sinless Jesus was being baptized as if he were a sinner in order to give us his righteousness in return. When Jesus entered the river, he was depositing his own righteousness into the water. And when he rose from the water, he was taking our sins and carrying them to the cross. See him soaking wet with all of our sins, making his way, our way, to the cross. In fact, what began at baptism was fulfilled and completed on the cross of Calvary. When the Lord Jesus himself cried out in a loud voice, Tetelestai, it is finished. What is finished? Our righteousness is finished, perfected, completed. Astfel, botezul lui Iisus a fost de asemenea un botez vicarial, adică un botez înlocuitor. În el, Iisus, fără păcat, a fost botezat ca și cum ar fi fost un păcătos pentru a ne da
dreptatea lui în schimb. Când Iisus a intrat în mângâi lui, el a lăsat propria lui neprihănire în apă și când s-a ridicat din apă, a luat păcatele noastre asupra lui și le-a dus la cruce. Priviți în ud cu toate păcatele noastre asupra lui, făcându-și drumul nostru spre crucea de la Calvar. De fapt, ceea ce a început la botez s-a împlinit și s-a desăvârșit pe crucea Golgotei, atunci când însuși Domnul Iisus Hristos a strigat cu glas tare, Tetelestai, s-a sfârșit. Ce anume s-a sfârșit? Neprihănirea noastră este lucrată în sfârșit, este finalizată și desăvârșită. On the cross, Jesus fulfilled what the Holy Spirit had anointed him to do when John baptized him in the Jordan. So now you know what was making God so happy. Because when he looked down from his eternal throne, searching the wretched hearts of every sinner in this sinful world, demanding perfect righteousness and obedience to his holy law, he found everything he desired and commanded perfectly contained in the only person willing and able to do it. He found all righteousness in Jesus, his incarnate Son. Pe cruce Iisus a împlinit ceea ce Duhul Sfânt l-a uns să facă când Ioan l-a botezat în Iordan. Deci, acum știți de ce sau ce l-a făcut pe Dumnezeu atât de fericit. Pentru că atunci când a privit în jos de pe tronul său veșnic, cercetând inimile nenorocite ale fiecărui păcătos din această lume păcătoasă, cerând dreptate și ascultare de legea sa sfântă, a găsit tot ce a dorit și a poruncit, perfect cuprins în singura persoană care voia și putea să o împlinească. El a găsit toată neprihănirea în Iisus, Fiul Său, întrupat. And even so today, there's no place in the world where the perfect righteousness can be found. There is nothing on earth that pleases God except what can be found in the water, included in the mandate of our risen Lord Jesus, which he gave to the Apostle Mark in chapter 16 and Matthew in chapter 28, and combined with his word of promise. Everything that Jesus accomplished through his life, death, and resurrection, everything in the whole wide world that ever pleased God was put into the water, which is then sprinkled over our heads in baptism. There in the water is the righteousness by which God is pleased both with his Son and with the sinners for whom he died. La fel și astăzi, nu este niciun loc în lume unde se poate să fie găsită neprihănirea perfectă. Nu este nimic pe pământ care să-i placă lui Dumnezeu, în afară de ceea ce poate fi găsit în apa inclusă în mandatul pe care Domnul nostru înviat l-a dat apostolilor săi în Marcu la capitolul 16 și în Matei la capitolul 28 și combinat cu cuvântul său de făgăduință. Tot ceea ce Iisus a realizat prin viața, moartea și învierea sa, tot ceea ce a plăcut vreodată lui Dumnezeu în întreaga lume, a fost pus în apa care este pusă pe capetele noastre la botez. Acolo în apă este neprihănirea prin care Dumnezeu este mulțumit atât de Fiul Său, cât și de păcătoși pentru care acesta a murit. And that is how we should regard our baptism. The baptism of our Lord is our baptism. It is a storehouse of all the wonderful things Jesus accomplished during his earthly ministry, including the forgiveness of sins. Our whole life remains for us a special place where we can throw our sins into the water and in return draw the righteousness of Jesus. And we continue to benefit from this rich and luxurious washing of regeneration and renewal by the Holy Spirit through daily repentance and faith in the promises attached to it. There, then, and continually, our sins go to Jesus and his righteousness comes to us. Și așa ar trebui să privim propriul nostru botez. Botezul Domnului nostru este botezul nostru. Este un depozit al tuturor lucrurilor minunate pe care le-a realizat Iisus în timpul slujirii sale pământești, inclusiv iertarea păcatelor. Întreaga noastră viață rămâne pentru noi un loc special unde ne putem arunca păcatele în apă și, în schimb, să preluăm neprihănirea lui Iisus. Și continuăm să beneficiem de această spălare bogată și luxoasă a regenerării și înnoirii de către Duhul Sfânt prin pocăință zilnică și credință în promisiunile atașate acesteia. Acolo,
atunci și continuu, păcatele noastre se îndreaptă către Isus și neprihănirea Lui vine la noi. The reason people care so little about baptism today is because they don't care about what's in the water. They just see water. They're not interested in the righteousness of God that is in it. On the contrary, they want to give God their righteousness. But God doesn't demand them to give Him their righteousness. He doesn't want it. He's not pleased with it. And that's the point. God requires you to despair of everything that is unpleasant to Him. Don't offer it. Isaiah declares, all our righteousnesses are like filthy rags. There's no partial human righteousness in baptism. There's only the complete righteousness of Jesus, the God-man. There's no righteousness that pleases God that is not in Christ. To insist on your own righteousness is to contaminate the water and refuse to take the purity that is offered in it. Motivul pentru care oamenilor le pasă atât de puțin de botez este pentru că nu le pasă de ceea ce este în apă. Ei nu sunt interesați de neprihănirea lui Hristos. Din potrivă, oamenii ar vrea să-i dea ei lui Dumnezeu neprihănirea lor. Dar Dumnezeu nu cere ca tu să-i dai lui dreptatea ta. El nu o vrea, nu este mulțumit cu ea. Și aceasta este și ideea. Dumnezeu vă cere să vă dispersați de tot ceea ce nu este lui plăcut. Isaia spune în Isaia 64, toate dreptățile noastre sunt ca niște câmpe murdare. Nu există dreptate umană parțială în botez. Există doar neprihănirea completă a lui Iisus, Dumnezeu om. Nu există nicio dreptate care să-i placă lui Dumnezeu în afară de dreptatea care este a lui Hristos. A insista asupra propriei neprihăniri înseamnă a contamina apa și a refuza să iei din ea puritatea care este oferită acolo. Sadly, there are those who do not put their sins in the water, nor draw from it the righteousness of Jesus, because they consider themselves too unworthy of God's approval. But may this never be said of you. What the law says is true. You have not loved God or honored His name and His word. You have not honored your father and your mother. You have mistreated your brother and have failed to reconcile with him. You've fallen into sexual sins and despised marriage. You've gained material goods at the expense of your neighbor, and you've listened and repeated harmful slander, and you've set your heart on things that God has not given you to worship. Din păcate, există și oameni care nu-și pun păcatele în apă și nici nu scot din ea dreptatea lui Iisus, pentru că se consideră mult prea nevrednici pentru aprobarea lui Dumnezeu. Niciodată să nu se spună așa ceva între voi. Ceea ce spune legea lui Dumnezeu este foarte adevărat. Noi nu L-am iubit pe Dumnezeu și nu I-am onorat numele și cuvântul Lui. Noi nu L-am onorat pe tatăl nostru și pe mama noastră. Ne-am maltratat fratele și nu am reușit să ne împăcăm cu el. Am căzut în păcat sexual și am disprețuit căsătoria. Am câștigat bunuri materiale pe cheltuiala aproape lui nostru. Am ascultat și am spus vorbe defăimătoare despre ei în mod repetat. Ne-am pus inima pe lucruri pe care Dumnezeu nu ni le-a dat să fie ale noastre. You are by nature unworthy. Yes, totally unworthy. Is that what you confess? That's what we confessed here this morning. That is what you confess. Well then, the baptism of Jesus is for you. And it is the only place in the world where you can dump all of your sins, all of them. Even the sins that stick to you like dirt, your addictions, your grudges, the invisible and incomprehensible sin that lurks in your nature, all of it, whatever burdens your conscience, put it in the water and watch Jesus carry it away. Everything you throw into the water is hidden from the eyes of God because it all goes to Jesus who took them from you, shedding His blood to pay for your offense. Conquering sin and death, and in return bestowing upon you His perfect righteousness that is pleasing to God. Ești nedemn prin natura umană. Da, total nedemn. Asta este ceea ce mărturisiți?
Ei bine, dacă aceasta este ceea ce mărturisiți, atunci botezul Iisus este pentru voi. Și este singurul loc din lume unde vă puteți arunca păcatele, toate păcatele. Chiar și păcatele care se lipesc de noi ca murdăria, dependențele noastre, ranchiunurile noastre, păcatul invizibil și de neînțeles care pândește natura noastră. Totul, orice ne împovărează conștiința, îl punem în apă. Și apoi îl privim pe Iisus care le duce. Tot ceea ce aruncăm în apă devine ascuns de ochii lui Dumnezeu. Pentru că totul se îndreaptă către Iisus, care le-a luat de la noi, vărsându-și sângele pentru a plăti greșeala noastră, biruind păcatul și moartea, și în schimb, dăruindu-ne neprihănirea sa desăvârșită, care este plăcută lui Dumnezeu. There's no righteousness pleasing to God that God that Jesus has not deposited in his own vicarious baptism. There's no place in the world where you and I can receive God's favor apart from the water that continually flows to you through the absolution that your pastor proclaims to you in this place and also through the mutual comfort and consolation that you Christians offer each other. Nu există nicio neprihănire plăcută lui Dumnezeu pe care Iisus nu a depus-o în propriul său botez direct sau indirect. Nu există loc în lume care tu și cu mine să putem privi favoarea lui, să putem primi favoarea lui Dumnezeu în afară de apa care curge continuu către tine prin iertarea pe care pastorul tău o proclamă în acest loc. Și de asemenea, prin mângâierea reciprocă cu care noi creștinii ne mângâiem unii pe alții în fiecare zi. And that is why we do not take baptism lightly. If it was necessary and so pleasing to God that our Lord Jesus Christ was baptized, if it was appropriate to fill all righteousness, then it is also necessary for us to be baptized in order to receive God's grace and approval. If God so approves of Jesus when he comes out of the Jordan, then he approves of you too. Because Christ our Lord himself says in the last chapter of Mark, he who believes and is baptized shall be saved. And St. Paul writes in Titus chapter 3, we are saved by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit whom he poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. Nu luăm cu ușurință botezul, dacă ar fi fost necesar și atât de plăcut lui Dumnezeu ca Domnul, dacă a fost atât de necesar și de plăcut lui Dumnezeu ca Domnul nostru Iisus Hristos să fie botezat. Dacă a fost potrivit să împlinim toată neprihănirea, atunci este de asemenea necesar să fim botezați pentru a primi harul și aprobarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu l-a aprobat pe Iisus când iese din Iordan, atunci te aprobă și pe tine. Pentru că însuși Hristos, Domnul nostru, spune în ultimul capitol din Marcu, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar Sfântul Paul îi scrie lui Tit în capitolul 3 astfel. Noi suntem mântuiți prin spălarea regenerării și renoirii Duhului Sfânt pe care l-a revărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. God grant that we return constantly to our baptism. May we regard it as the most precious treasure in the world. May we daily rise from these holy waters to live before God in righteousness and purity forever. For there, in Christ, God has made us worthy members of his dear family, in with whom he is well pleased. Să ne dea Dumnezeu să ne întoarcem constant la botezul nostru, să-l considerăm cea mai prețioasă comoară din lume, fie ca noi să ne ridicăm zilnic din aceste ape sfinte pentru a trăi înaintea lui Dumnezeu în dreptate și curățenie pentru totdeauna. Căci acolo Hristos Dumnezeu ne-a făcut membri veșnici ai familiei sale dragi, cu care este atât de mulțumit. Now the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds in Christ Jesus. Amen. Pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere să vă țină în Hristos Iisus Domnul. Amin. Amin. Thank you.
Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru cuvântul Evangheliei tale. Îți mulțumim pentru faptul că în botezul Fiului Tău Tu ne-ai făcut parte, membrii ai familiei tale cerești prin botezul nostru. Îți mulțumim că El a luat toate păcatele noastre asupra Lui și ne-a curățat astfel de tot ceea ce este de nelegiuit în noi, punând în noi neprihănirea Lui, în baza căruia suntem mântuiți. De Doamne, putere bisericii tale să ducă acest mesaj până la capătul pământului și în special binecuvântează-i pe aceia care în misiunea lor întâmpină atâtea și atâtea obstacole. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să binecuvântezi pe părintele nostru, Matthew Harrison, familia lui și întreaga lui misiune de conducerea bisericii tale în credința adevărată. Te rugăm de asemenea să binecuvântezi pe cei care conduc misiunea ta în regiunea Eurasia, pe părintele Corey Ranger, pe părintele James Cricava, te rugăm pentru toți slujitorii tăi care slujesc în această regiune, pentru păstorul Tyler McMillan și familia lui, pentru păstorul David Roy și familia lui, pentru păstorul Andrew Fender și familia lui, pentru păstorul Traian Culescu și familia lui, pentru păstorul Adrian Ghiurcă și familia lui, pentru păstorul Trifa, Sorin și familia lui, te rugăm de asemenea și pentru slujitorii tăi, bisericii tale din Chișinău și din Sofia, pentru Vladimir Kuzmenko și familia lui și pentru Artur Guajinov și toți dragii. Te rugăm de asemenea, Dumnezeule, pentru toți credincioșii tăi care sunt în aceste țări, în Republica Moldova, în România, în Bulgaria, în Grecia, în Italia, în Spania și te și pentru păstorul Isaac Machado, ca Tu să ne întărești biserica și să ne faci cu adevărat credincioșii în cuvântul Tău. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Trecem, Doamne Dumnezeule, prin această perioadă dificilă în care iată că sunt virus și viroze printre noi și biserica Ta este afectată și credincioșii ei suferă. Te rugăm, Doamne, atinge-te de fiecare dintre ei și fă să iată cu bine pentru această perioadă să fie sănătoși și să ne bucurăm cu toți în biserica Ta. Doamne, mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Doamne Dumnezeule, te rugăm pentru țara care ne-a așezat să trăim. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, ca noi să contribuim la bunăstarea acestei țări, a comunității locale. Te rugăm de asemenea și pentru președintele nostru, pentru guvern, pentru toți cei care se ocupă de politică, pentru toți și în administrația locală, din învățământ, din sănătate, din siguranță. Și binecuvântează, Doamne, pe orice om care își dă silința pentru țara aceasta. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Rugăm, Doamne Dumnezeule, să întărești credința noastră și îți mulțumim pentru tot ceea ce adragi nou, care astăzi sunt la masa Ta. Dă-ne înțelepciunea și puterea să împărtășim credința lor, iar atunci când timpul nostru va sosi să ne alăturăm și noi în împărăția Ta care nu are sfârșit, prin Iisus Hristos, Domnul și Stăpânul nostru, apă și cu urea și vecii vecii. Amin. Amin. Domnul să fie cu noi și cu Duhul Tău. Ridicați-vă inimile la ceruri, la Domnului noi. Să-L lăudăm pe Domnul Dumnezeul nostru. Este drept să uităm soară. Adevărat venit și mântuitor lucru este, să îți aducem mulțumim curăție, Părinte Sfânt și Dumnezeu atotputernic, prin Fiul Tău Iisus Hristos pe care L-ai trimis în lume spre mântuirea noastră, prin moartea Lui să avem iertare păcatelor și prin învierea Sa viața veșnică, prin El îngerii laudă slava Ta, cerurile și pământul te preamăresc într-un singur glas. De aceea, împreună cu Sfinții Îngeri și Arhanghel și cu întreaga oștire a cerului, închinându-ne ție, să te preamărim fără încetare. Sfânte, 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 Domnul, Pământul sunt plinele Slavului. Hosana, 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 Dumnezeu
ca scăpăturilor pe care le-ai creat și le-ai trimis pe Fiul Tău născut în firea noastră omenească, să poarte păcatele noastre, să fie Mântuitorul nostru. Cu bucurie și cu pocăință primim noi mântuirea câștigată pentru noi prin sacrificiul Duhului și Sângelul Lui pe cruce. Adunându-ne în numele și în amintirea Lui Iisus, Te-i plorăm, O Dumnezeule, să ne ierți, să ne renoiești, să ne întărești cu cuvântul și cu Duhul Tău. Ajută-ne ca în mod credincios să mâncăm trupul Său, să avem sângele Său, după cum El ne poruncește să facem acest lucru în Tu amintirea Sa. Te rugăm, adună-ne împreună de la marginea pământului pentru a sărbători împreună cu toți credincioși și sărbătoarea Mântuirii Mierii în împărăția Sa, care nu are sfârșit. În mila Ta primește rugăciunile noastre, că nici păstrează-ne în harul Tău. Doar pentru Tine, Tatăl nostru, să fie toată slavă, onoarea și închinarea, Fiului și cu Duhul Sfânt, unul singur Dumnezeu, și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnule nostru Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și oferind-o ucenicilor săi, el a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți aceasta spre amintirea mea. Tot astfel, după cina, a luat potirul și oferindu-l ucenicilor săi, el a zis: beți toți din el, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Să faceți aceasta spre amintirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului nostru Iisus Hristos până va veni El. Amin. Vino, Doamne Iisuse Hristoase! Domnul nostru Iisus Hristos, singur Fiu al lui Dumnezeu, prin faptul că ne oferi să mâncăm, să bem trupul și sângele Tău, Tu ne conduci să ne amintim, să mărturisim Sfintele Patrii și Sfânta Ta Cruce, binecuvântarea Ta moarte, odina Ta înmormântă, învierea Ta dintre cei morți, ridicarea Ta la cerul și revenirea Ta pentru judecata din zilele de pe urmă. Adu-ți aminte de noi în împărăția Ta și învață-ne să ne rugăm zicând astfel: Tatăl nostru care ești în cerul, fiindcă astfel pe numele Tău, fie împărăția Ta, facă-ți voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău, căci a Ta este împărăția, puterea și mărirea, acum și în vremea și în vecii vecilor. Amin. Pacea lui Dumnezeu să fie mereu cu voi. Dă-ne pacea Ta!
La tine acesta este adevăratul trup al Domnului nostru, Iisus Hristos, pentru tine. All this is the true body of our Lord Jesus Christ. Aceasta este sângele Domnului Hristos pentru tine. This is the blood of Christ shed for you. The body and precious blood of our Lord Jesus Christ, by which he has made full satisfaction for your sins, strengthen and preserve you steadfast in the one true faith unto life everlasting. Depart in peace. Shed for you on the cross for the forgiveness of sins. Now the true body and precious blood of our Lord Jesus Christ, whereby he has made full satisfaction for your sins, strengthen and preserve you steadfast in the one true faith unto life everlasting. Depart in peace. Amen. Precious blood of our Lord Jesus Christ, whereby he has made full satisfaction for your sins, strengthen and preserve you steadfast in the one true faith until life everlasting. Depart in peace. Body and precious blood of our Lord Jesus Christ, whereby he has made full satisfaction for your sins, strengthen and preserve you steadfast in the one true faith unto life everlasting. Depart in peace. Tu și sângele Domnului nostru Iisus Hristos să vă întărească pentru viața veșnică. Ieșiți în pace. Tu, 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 T
Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că este bun. Aleluia! Și mila lui Simeon. Să ne rugăm! Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, atot puternic că ne-ai întărit prin aceste daruri vindecătoare și rugăm prin ta ca prin aceste daruri venința noastră în tine să se întărească. Și iubirea noastră față de semenii noștri, te rugăm prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care împreună cu tine și cu Duhul Sfânt înviețește și domnește acum și cu urea și în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze, să vă întărească, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste voi, să se îndure de voi, Domnul să fie cu voi, să vă dea pacea Lui. Amin. Amin.